Stay with me. Stay with me. Beautiful girl. Seara bună! Bine, ce faceți? Mulțumim, bine! Ce faci, frumusețe? Bine! Semeni cu o prințesă? Sau de fapt ești o prințesă? Eu nu sunt o prințesă, eu sunt un mis. Un ce mis? De care mis? Un mini-mis model. Mini-mis model. Păi și care e diferența între un mini-mis model și o prințesă? Pentru că amândouă sunt frumoase. Știu, dar că prințesa este altceva. Cu prințesa e altceva? E chiar doar din povești? Nu, doar din povești. Înțeles, ești foarte frumoasă. Mulțumesc! Acum, mama, mă scuzați, dar vreau să vorbesc cu prințesa. Cu siguranță. Și vreau să o întreb care sunt, de exemplu, cele... Miss. Da? Care sunt cele mai mari realizări ale tale până acum? Sau bucurii? Ce, de unde e coronița asta? Și ce coroniță ai mai luat? Că uite, a adus mamei aici 4 coronițe. Asta am luat-o de la Top Child Model. Da? Da. Unde a fost? A fost în Georgia. În Georgia. Și ai câștigat acolo? Da. Și aici sunt alte coronițe pe care le-ai câștigat de-a lungul timpului la alte concursuri. Asta de unde e? Asta este de la Little Miss World. Foarte frumos. Stai că mai avem încă 2 coronițe, să vedem dacă ți-aduce aminte de toate. Asta? De la World Rising Stars. Așa, și asta? Stai că mai am. Tot doar că de loc 1. Asta e de loc 1? De la World Rising Stars. Am înțeles. Foarte frumos. Deci toate acestea sunt concursuri internaționale. Mama, ia, lămurește-ne puțin cum stă treaba. Deci sunt toate concursuri internaționale? Da, da, da. Este vorba despre concursuri internaționale. La Little Miss World, de exemplu, au participat 70 de copii din 25 de țări. Da. La Top Child Model, la fel, de unde poartă coronița, în Georgia, un concurs internațional. Da. Mergem. Păi și de unde a pornit pentru Sara sau Anastasia, să zic? Anastasia. Anastasia, de unde a pornit toată această poveste cu concursurile de Miss? Ea face modeling de la 2 ani și jumătate, a început cu reclame, campanii, apariții publicitare și la 5 ani și jumătate a avut loc primul Kids Fashion Week în România, unde ea a participat și a prezentat pentru mai mulți designeri, inclusiv Răzvan Ciobanu. Da. Da. Ce mică și... e lumea, v-ați întâlnit aici, exact, în platou. Da. Și de la Kids Fashion Week România au selectat-o cei din Grecia, ei selectează copii din toate țările, monitorizând mass media și așa mai departe, și au selectat-o și ne-au trimis mail că în 3 săptămâni trebuie să ne prezentăm în Grecia. Foarte frumos. Ați fost în Grecia și ați făcut și acolo, ca să păstrăm termenii din fotbal, o figură frumoasă. Extraordinar de frumoasă, da, a fost declarată cel mai frumos copil din lume de 4-6 ani, la categoria de vârstă 4-6 ani, când avem avea 6 ani. Avem și noi, cred că, imagini din Grecia, dacă nu mă înșel. Avem și aici este din Rusia, asta este International Kids Fashion Week, a fost la fel, tot Rusia. Anul trecut, în 2017, în octombrie, a fost participant alături de încă 2 copii din România. Asta este o copertă internațională de revistă. Da, sunteți foarte implicată. Aici vedem imagine din Grecia? Nu, aici este un festival de modă din România. Am înțeles. Și, da, sunteți foarte implicată, foarte devotată. Da, suntem. Ne-am făcut ca un scop principal din chestia asta. Adică acum toată atenția este tot doar pentru Anastasia. Da, da, da. Și vă ocupă mult timp? Tot timpul. Noi mai avem și un băiețel mai mic de 3 ani, dar... Că și el nu merge la Mister? Nu merge la Mister, el are alte pasiuni, lui îi place karate, lucruri de băieți. Am priceput. În ce clasă ești, Anastasia? În 1. În clasa 1? Semestru al 2-lea. Păi și atâtea coronițe și atâtea premii, te mai duci la școală sau...? Mai duc la școală. Așa din când în când? Dacă o să chiulesc. O să chiulești? Da. O să chiulești, bineînțeles, învoită de profesor, și, da, nu? Învoită de doamna învățătoare care ne susține și mulțumim pe această cale. Da, nu am avut nicio problemă. Ea știe să scrie și să citească. Aici este cu noi doi. Da. Cu dumneavoastră și cu soțul meu, da, tăticul ei, da. Astea sunt niște poze, cred că de pe pagina ei de Facebook. Foarte frumos. Păi, Anastasia, da, ce pot să-ți doresc? Decât să ai foarte multă baftă și foarte mult noroc. Mi-ar fi plăcut să vedem și imagine din Grecia, dar... Aici este de la New York. A fost invitat alături de o altă fetiță, Paula Bot, în premieră pentru țara noastră. 2 fetițe au mers la New York Fashion Week să prezinte moda pentru 3 designeri internaționali. Deci de mică știm pe ce drum ai ales și unde o să ajungi. Foarte frumos. Ne imaginăm cel puțin. Anastasia, să ai mult succes.
și multă, multă baftă. Dar, uite, foarte frumoase poze astea. Franța. Dar la concursurile acestea cum e? Doar un copil primește coroniță sau primesc mai mulți copii coroniță? Primesc. Încă am văzut în Grecia, toți erau toți copiii? Da, toți da copii. Toate foarte fetițele frumos primesc coroniță, doar că sunt departajate de înălțimea coroanei, practic, sau de din ce sunt ele făcute. Sunt coroane de aur, sunt coroane suflate cu aur și atunci ei departajează cumva pe criterii. Nu, dar mi-am văzut pozele din Grecia și mi-a plăcut foarte tare că la un moment dat toți copiii primesc diplomă, primesc coroniță, eșarfă. Copiii nu trebuie să plece dezamăgiți. Exact. Da, 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 ei trebuie să fie fericiți că au participat, că au avut această experiență care e extraordinară, să se împrietenească. Astea sunt lucrurile de bază până la urmă. Și dumneavoastră ați renunțat la serviciu, acum sunteți doar cu Anastasia? Da. De 2 ani de zile, da, pentru că de când au înscris-o cei de la Mood Management în Italia, avem foarte multe drumuri, ea filmează foarte mult pe partea de străinătate și avem foarte multe drumuri și efectiv trebuia eu sau soțul meu să facem un compromis și l-am făcut. Cum o vedeți pe Anastasia peste câțiva ani? O văd balerină în primul rând, pentru că ea face și balet, bine, face și dans modern cu Andra Gogan, dar ea își dorește foarte mult balet, să meargă pe partea de balet. Poate le va combina într-un fel, nu știu. Se poftă. Mulțumim frumos. Bate palma, Anastasia.